În weekend am înțeles după petrecere că, de fapt, Isabel a întrerupt cunoașterea cu Raul. Acum, în live, nici el nu mai știa până la urmă dacă mai sunt sau nu într-o cunoaștere, și a pus-o pe Isabel să răspundă. Ea a zis că da, sunt într-o cunoaștere, doar că mai dorește să se schimbe puțin acesta. Am văzut că a avut și un mic conflict, o supărare, Raul și Robert l-a luat cumva să-l tragă la răspundere pe Robert de ce îi spune lucruri lui Isabel despre el, că e supărăcios, că e gelos, să își vadă de treaba lui și de relația lui. În live îi spunea că de fapt el este cel gelos, că de parcă ar avea nu știu câți ani de căsnicie cu tes I-a zis Robert că este într-o energie feminină, Raul. Și după au mai început niște ironii, niște înțepături care cumva erau la un nivel destul de slăbuț. Pe material am auzit-o pe Izabel vorbind și despre Mihai. Spunea că se tot speculează că l-ar plăcea sau ceva de genul: Că lumea nu face ceea ce simte când se vede că o place pe altcineva și a zis că dacă voia într-adevăr să încerce ceva cu el, ar fi întrerupt cunoașterea și s-ar fi axat pe Mihai, dar a zis de 100 de ori că nu dorește, e subiect închis. Cu toate că în seara petrecerii primul pas era făcut, a întrerup cunoașterea, dar. Spune ea că nu mai dorește nimic cu Mihai.